Bună! Eu sunt Roxana, sau Rom. Am făcut o lucrare la Biblioteca Metropolitană. În general îmi place să desenez personaje. Cumva e un personaj feminin, că mă identific cu el. Și ceilalți sunt gașca ei de prieteni, cititori. Da, mi-am făcut o schiță, am adaptat și la fața locului un pic. Am desenat la Street Delivery, prima oară, cred, într-un loc mai open, așa, la public. Și în gangul de la Calea Victoriei 101. Puteți să vedeți acolo un desen mare cu mine și cu Alexandra Iliescu și dacă intrați în gang o să vedeți foarte multe desene foarte drăguțe. Și acum, recent, am făcut un mural în Sibiu, care a fost cel mai mare de până acum. Oarecum stridente, dar în același timp asta e ideea, să-ți ia ochii, să te veselească, să te facă să zâmbești atunci când mergi pe stradă și vezi ceva, wow, stai un pic, nu e totul gri și monocrom și boring, mai sunt și alte lucruri. Cred că e o grămadă de potențial în București să faci asta. Și se întâmplă din ce în ce mai mult și chiar îmi place. Schimbă orașul cu totul. E o inițiativă super bună, sper să mai facă cât mai multe, să fie tot orașul plin de desene.